Ce? Ce vă uitați așa? Eu liniște acum, nu, că n-ai, nu mai. Nu se mai întâmplă nimic. Deja începe să mă buzie musca. Să vezi plictiseală de acum înainte, nu, nu că eu simt. Eu simt, și eu când simt, chiar simt, da. De la mama am moștenit asta. Ca portar Acilea la înalta curte, era o viață înainte, vai de mine. Înainte, vorba aia, că înainte era mai bine. Până acum câteva luni, când au început ăștia, achitare, 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 așa pe bandă le dau. Niciodată n-am văzut atâția politicieni zâmbitori. Nici în campanie nu zâmbesc ăștia atâta. Era unul ieri așa, din zâmbete, din fericire, hau, hau, de bucurie, hop, mi-a strecurat și mie bani în buzunar. Bă, nebunule, i-am zis, nu ești sănătos? Nici n-ai scăpat bine și bași bani în buzunar unui ofițer de pază de la înalta curte? Mi-a zis, lasă-mă, Dobrică, bă, că Dobrică mă cheamă, știți? M-a luat și pe mine mâna pe dinainte. Acu, lasă-i la tine, ia-le dulciuri la copii. Mă uit, hop, 500 de euro. Domnul deputat, i-am zis, dacă le iau la ăia mici, dau un diabet, dacă dulciuri de 500 de euro, ce? Atunci ai și soției ceva, zice el. Șeful, stai puțin, șeful, alo, vino nițel. Păi dacă trebuie să iau și lua bătrână ceva, mie că nu mă ajung bani, mă, mi-a mai dat 500. Ce om, ce om, domnul deputat. Da, asta voiam să zic. Bă, să-i fi văzut acum un an, acum doi ani, acum trei ani, cătrăniți, așa, negri, știi, negri erau. Intrau acela în alta curte, zici că intrau în cavouri, bă, mormânt, numai că nu-i jelea familia. Trași la față, așa, cu ochii intrați în orbite, că au încredere în justiție, că abia vorbeau, aveau pe dracu încredere, aveau orice în justiție numai să scape. A, și era plin de jurnaliști. Bă, ce perversi jurnaliștii ăștia. Acu unul nu mai trece să zică: ce mai faci, bă, Nea Dobrică, mă? Totul bine, sănătos, sănătoasă doamna, sănătoși copii. Mie așa îmi place, bă, cu respect, eu așa am fost crescut, da? Știi ce mai fac copiii, ce face doamna? Întrebă că nu te doare gura, că ai venit aici la locul meu de muncă ani și ani, ai transmis de acolo, de pe trotuarul ăla. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, domnul senator. Ia uite-l, domnul senator, a intrat, da. Au cerut procurorii 23 de bețe, că, domne, fals în fals, nu-ți dă fals în acte, în alea, ce? Cu trafic de influență, cu nu știu ce perversiuni. Ce zâmbitor era domnul senator, ce belea fasolea. Cred că avea dinți noi, din ce am văzut eu așa, dacă... Are și secretară nouă. Tânără, știi ce-o fi zis? Să-mi pun și dinți noi. Prea erau albă, zici că avea bibelouri în gură. Ia, ia că iese. Mamă, ce repede. Trăiți, domnul senator? Cum a fost, domne? Achitat, hă? Bravo, domne, bravo, felicitări. Și eu spun că v-am purtat noroc, să știți. Eu așa zic, am stat și cu pumnii strânși aici și cu... Îl, drecu, dacă ar scăpa și el ceva pentru bomboane, pentru copii. Că doar nu pentru mine, mă, e vorba de copilaj, de... Mâncă-te-ar pușcăria să te mănânce, carceră, de-aia grea, bă, fără vizite, fără nimic, la izolare. O, sărumâna, sărumâna, ce faceți, doamnă? Aveți termen? Ce înfloritoare sunteți, doamna Popescu, ce înfloritoare! Zici că nici n-a furat 20 de milioane de la stat. Mhm. Da, eu vă țin pumnii aici, doamnă, vă țin pumnii. Doamna Popescu, doamna Popescu. Vedeți și cu pilaful în gură, că numai pilaful de acolo, da, și Mazăre, așa am auzit. Chiar, bă, chiar, pe Mazăre nu l-am mai văzut, mă. Pe doamna Nuți n-am mai văzut-o. Ce vremuri, bă, când veneau și ei. Era doamna Udrea ca o prințesă, frate, când intra aici. Puh, ce... Ce distincție, domne, câtă eleganță, știi? Și mă uitam așa la ea ca la un monstru sacru. Să fure atâta, bă, să cari cu basculantele și după aia să mergi cu prestanța aia. Respect, hashtag respect, doamnă. A ce da și ea, a ce da, da. Cred că a puvnit-o râsul și a fugit. Da, bă, îți dai seama că te puvnește râsul la un moment dat. Nu poți să mai fii serios când știi că ai furat cât ai furat și te întreabă judecătorul: domnule infractor, ai furat? Iar tu zici: vai, onorată instanță, dar cum puteți să spuneți așa ceva? Și cred că a râs, știi, că nu s-a putut abține. A râs și a fugit. Ia uite, ia uite cum vin, mamă, parfumați, frezați. Vin să ridice achitările, cum mă duc eu la nuntă, vin, da? Ce costume, ce... Și șoferii lor, bă, sunt mai bine îmbrăcați decât noi.
Era unul, am crezut că cine știe ce scul o fi, l-am luat cu să trăiți boss, că dacă nu știu ce e, zic boss, la care el, auzi, domnul, ai o țigară, du-te, mă, naibii, de aici cu țigara ta, panaramă de om. Ia. Cum a fost, doamna Popescu? Cum a fost? Achitare? Este, mă! Bravo, doamna Popescu, bravo! Să fie într-un ceas bun, doamnă! Să știți că m-am uitat să nu vă zgârie cineva mașina, da? M-am uitat spre ea, cu ochii acolo, am fost geană, noi, dă-o încolo de pază, că... Dă, fă și tu ceva, lasă și tu ceva! Ai, dracu, ați furat ca nebunii și acum nimic, bă! Că dacă trece valul ăsta de bogați, bă, de politicieni, de... Aia e, rămân cu sărăciile astea, cu violatorii, criminalii, cu primarii de comune, ăia sunt și dobitoși, mă enervează, nu e. Ce? Ce-i mă asta aici jos? Opa! Ia uite, bă, băiete, una de 200, ia sări lui doamna Popescu. Există un Dumnezeu, mulțumesc, doamne. E flagrant, nu mișca, mită. Ce mită? Hai la arest preventiv cu tine. Stai, mă băiesc, mă, stați, mă, că nu sunt banii mei, mă, uite, adică nu erau pentru mine, îi căzuseră lui doamna Popescu, a ieșit dânsa acum. Ce? Scrie mită pe ei. Păi, scrie, da, aolo, ce mi-a făcut? Ce nenorocită, doamna... Ce ai făcut, nemernicu, mi-ai dat în șpaga ta? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Brusc, dar foarte brusc, PSD e din calea afară de preocupat de libertatea omului, de faptul că omul trebuie să aleagă. Pe scurt, domnule, am constatat după o analiză exhaustivă, cum spune domnul Dragnea, că avem pilonul 1 și pilonul 2. Bun, și vine PSD. Hei, oamenii trebuie să aleagă între pilonul 1, pilonul 2 sau pe amândouă. Opriți totul, pentru că oamenii trebuie să aleagă. Nimă! Cetățeanul român, odată informat, să aibă posibilitatea să opteze unde consideră dumnealui personal că este mai bine să rămână doar în pilonul 1 sau și în pilonul 1 și pilonul 2. Acum... Noi în două piloane am vrea să stăm, conașule, dar dacă, matale, vrei să stăm într-un singur pilon, nu e că stăm, ne descurcăm, să știi. Serios acum, din ce ne spuneți în fiecare zi reiese că ne credeți foarte, foarte, foarte proști. A fost bre vreo manifestație publică? A fost vreun meeting? Au ieșit oamenii în stradă zicând că vor să aleagă între cele două piloane? A? Răspunde, hamstere. Nu, nu, nu o să fac asta, nu o să mă întorc. Nu să mă joc cu vorbele. Nu să spun jumătăți de adevăruri. A, nu, 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 niciodată, dumneavoastră, nu. Și apoi jumătăți de adevăruri nu-i rentabil, Nea Livache. Adevărul e supraevaluat. Vă spun eu, 10% adevăr ajunge. Revin, dacă nimeni în societate nu e scandalizat zicând că vrea să aleagă, de ce te-ai găsit matale acum? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să zici, oh, da, probabil vom suspenda pentru o vreme pilonul 2 ca să aleagă oamenii? Întrebare pentru pesediști, mă rog, genul de întrebare de care lingăii cărora le-a găsit Partidul Serviciu în presă nu vor să audă. De ce trebuie suspendat pilonul? A? Ce dacă ar fi să aleagă, nu pot să aleagă așa cetățenii din mers? Nu, nu vă scremeți să răspundeți, că cine știe ce spârcăială de răspuns dați. Iar vă lovim cu ziarul făcut sul peste botic. Ia că vine alt inteligent. Nimeni nu desfințează pilonul 2 de pensii. Deci asta e lucru clar. A fost o discuție în comisia de prognoză, doar atât. Restul, ceea ce ar fi foarte bine, și eu spun, dacă vreți, nu ca ministru, ca om. În momentul în care au fost și generația dumneavoastră a fost obligată să se scrie în pilonul 2 de pensii, eu cred că ar trebui să fie opțiunea fiecăruia dintre noi. Auzi și la ăsta. El spune nu ca ministru, ca om. Terminați-mă cu prostiile astea. Când ești ministru, vorbești ca ministru. Și ministru e om, nu e girafă. Paulică, nenea, ți-a cerut cineva asta? Te-a tras de mânecă vreun cetățean? Dacă protestează câteva mii de oameni pentru ceva, ziceți, a, nu schimbăm, frate, nimic, pentru câteva mii de oameni acolo pot să stea ei și în cap. Dar acum vreți să schimbați ceva, ceva mare, grav, pentru nimeni, nu?
A? Paulică, ai înțeles ce am zis? Vă că ai privirea aia pe care o punea Evanghelie când dădea pe TVR Cultural. Nu-l căuta, nu mai există nici postul ăsta. Cum nu va mai exista nici TVR după ce veți termina voi cu el. Avem așa, Ponta, Tăricianu, Greblă, Nițu, Orban, Blaga, Bârsan, Șova și mai sunt și alții. Ce au în comun toți acești oameni? Au fost achitați de instanțe în dosare făcute de DNA-ul doamnei Chioveși. Rețineți, de DNA-ul doamnei Chioveși. Cele mai multe din condamnările anilor trecuți, aproape de 100%, sunt condamnări pe dosare făcute în DNA-ul lui Morar. E foarte, foarte importantă mențiunea aceasta. Vasile Blaga a fost declarat nevinovat pentru trafic de influență. Tribunalul București a decis să-l achite pe fostul lider al Partidului Democrat Liberal. Ludovic Orban a fost achitat după ce inițial a fost acuzat că și-ar fi exercitat influența de lider politic. Fostul premier Victor Ponta a fost achitat în dosarul Turcen Rovinar și fostul senator Dan Șova a fost achitat. Călin Popescu Tăricianu a fost achitat în procesul în care era acuzat de mărturie mincinoasă. Premier, președinte de senat, judecător de curte constituțională, șef de parchet, lume bună, cu toții achitați. În acest timp, unitatea de elită a DNA e decapitată. Numărul 1 și numărul 2 de acolo sunt anchetați. Chiar nu merită societatea un răspuns din partea conducerii DNA? Adică în aceste momente Chioveșii nu se întreabă, oare ar trebui să zic ceva? Sunt câteva observații de făcut aici. Prima. Doamna Chioveși crede că este șefă peste o instituție care e cumva ruptă de restul societății. Mai mult de atât, dacă noi îi cerem, veniți doamnă, spuneți-ne câteva cuvinte. O să spună, aha, presa face presiuni, suntem intimidați, amenințați. Nu, doamnă, intimidați, amenințați se simt cei care sunt plimbați cu cătușe la mâini în fața camerelor și apoi după 2, 3, 4 ani sunt achitați, timp în care sunt considerați penali, iar viețile le sunt date cu craci în sus. Și doi, a doua observație. Deja mulți și-au aruncat creierii în ventilator, ați văzut? Bă, săriți! Judecătorii sunt niște nenorociți, îi scapă pe corupți. Ai pe bune, să ne păstrăm dramul de normalitate care a mai rămas în țara asta. Altfel, poate și președintele Iohannis, atât de extaziat de rezultatele DNA, ar trebui să ne spună niște cuvinte. Dar hai că deja delirez și eu, nu? Da, e bine, e bine. Da, da. Pare că ușor, ușor se trezesc tot mai mulți cetățeni din psihoza statului de drept și a oamenilor în alb coborâți din ceruri ca să facă dreptate. E tot mai limpede pentru mulți că de anticorupție s-au folosit unii dintre corupți și că cel mai mult au vorbit despre stat de drept tocmai cei care îi strâmbau coloana pe din dos. Multe instituții ne-au fost prezentate din față ca fiind niște fete mari, iar pe la spate erau cu fustele ridicate, prestau pentru diferite grupuri de interese. Laura Codruța Chioveși este la New York, acolo unde participă la o reuniune la nivel înalt organizată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Potrivit DNA, Chioveși vorbește în deschiderea unei sesiuni de dezbatere cu ocazia 15 ani de la implementarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției. A, mișto, ne plimbăm, vorbim, ținem discursuri. O să avem vreme după aia să punem anticorupția la cale. Avem protocoale, avem achitări pe bandă, avem chestiile mai vechi cu dansuri pe la petrecerile penalilor, nu? Dar, foarte important, avem un partid PSD care încearcă să profite de toate aceste slăbiciuni ale DNA ca să rezolve legislația în termenii proprii, cu portițele necesare colegilor. Bă, tu parcă ai învățat dreptul, bă, auzi? Altfel, iată o știre. Peste 1400 de judecători și procurori au semnat rezoluția magistraților români pentru apărarea statului de drept. Oameni din sistem, deci, da, 1427, nu 5, nu 10, nu 20. Îngrijorați de modificările pe codul penal și pe soarta legilor justiției. Dar, oameni buni, relaxați-vă. Puteți să susțineți statul de drept alături de judecătorii și procurorii din forum, dar puteți să-i adresați între și doamnei Chioveși. E simplu, e chiar mai sănătos așa. Sau, altă știre. Federația Barourilor Europene, reprezentând peste 1 milion de membri avocați, își exprimă profundă îngrijorare față de ingerința SRI
în justiția din România. Altă știre care nu prea s-a dat pe la noi, pentru că e plin de... Cine își imaginează că în acest scandal trebuie să aleagă între Dragnea și Chioveși, este naiv, ca să fiu elegant. Dacă se mai și radicalizează, nasol dă în sânge rău și după aia în ură. Am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să procedeze la sesizarea inspecției judiciare în vederea verificării eventualelor acte și fapte de natură să încalce independența procurorului Elena Iordache. Ai, cu metre, că până zici tu o frază mi-adorm telespectatorii. E, dar stați, că până la o discuție echilibrată mai e de muncă. Tudorel Toader tocmai a cerut protecție pentru procurorul care l-anchetează pe Oonea de la Ploiești. Da, se fac presiuni. Nu se știe de unde, cum, poate sunt presiuni atmosferice. Da, asta e, îl apără de stația de la Filaret, mai știi? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Nea Livache, ce au sărit băieții pentru matale, respect, așa e când ai slugi credincioase. După ce a ieșit Iohannis cu întrebarea aia de Moș Martin, aveți bani de pensii sau nu aveți? Credeam că nu se mai termină, au ieșit imediat miniștrii. Domnule președinte, dezinformați! Cum era Nea Livache? De la 1 la 5 ani? A? Când amenințai tu jurnaliștii cu pușcăria? Ia dă-i lui domnul președinte! Da, mă, faceți un tribunal PSD și condamnați-l acolo pe Plăvan! Are suficienți consilieri care trebuie să se uite foarte bine și să vadă care sunt datele concrete. E acolo o mică diferență în ceea ce privește politica de coeziune, pentru că la zi suntem cu 2,65 miliarde, nu cu 2,2 miliarde, dar în sfârșit este o diferență relativ mică. Doamna Plumb, lăsați-o că atârnă greu. Pasta cu fondurile europene am uitat-o cu toții. Ne facem că nici n-a existat. Lăsați-o așa. Dă-i încolo de bani, domne, că numai probleme ne-au creat. Păi nu se iau oamenii de la bani? De la bani să iau. Guvernul nu a inițiat niciun demers în sensul modificării regimului la pilonul 2. Vă mulțumesc. Vă doresc o zi bună, premier. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii și pentru salarii în acest an. Absolut deloc. Că un guvern de stânga întotdeauna sau poate niciodată nu va afecta veniturile populației. Doamne, doamne, cât de ridicol! Da, acum câteva zile Nea Livache se lăuda la televizor cu majorările de pensii pe care le vor face ei, PSD-iștii. Și ia uite-l acum, după câteva zile trebuie să se justifice dacă are bani de pensii, dacă nu ciordește la buget pilonul 2. Singuri, mă, singuri, nu i-a atins nimeni cu nimic. Cine să-i atingă? Orban e dus cu pluta și cu dosarul penal, iar Iohannis are intervenții de-astea de om de la munte, om dintr-o bucată, cu ciobănescul mioritic la carâb. No, Livache, bade, mai aveți bandă pensii, n-o să faceți bine să aveți, că genu nu știu ce fac, dar fac eu ceva. Doamna Dăncilă, n-ai ce vreți să nu vorbesc despre... Asta e, ce să... Doamna Dăncilă e inepuizabilă. Deja mă tem de ziua când n-o să mai facă nicio boacănă. O să iasă Iohannis și o să întrebe ca ieri cu banii de pensii. Doamna premier, ce aveți de gând cu glumele? Doamnă, spuneți clar și răspicat, mai aveți prostii pentru restul anului? Vă mulțumesc, seară bună. Dar deocamdată nu se pune problema. No, nicio grijă. Uite, aseară apare pe site-ul guvernului un mesaj de condoleanțe al premierului Dăncilă. Știți că a murit academicianul Mircea Malița, Dumnezeu să-l odihnească. Ei bine, în mesajul doamnei Veorica, numele răposatului, numele apare greșit. Maliția, frate. Maliția în loc de Malița. Doamna Dăncilă, ați avut în tinerețe un prieten care se dădea cu... Cât de greu să fie, mă? Cât? Da, da, bineînțeles că nu e un mesaj scris de doamna Dăncilă personal, dar asta n-o scuză prea tare. E imaginea dânsei sau exercițiul ei de imagine, că nici nu mai știu cum se spune corect. Iar la acest nivel n-ai voie să defilezi cu asemenea erori.
Ok, să trecem. Priviți această fotografie. Bun, putea fi o fotografie oarecare. Patru prim-ministri, trei pregătiți de poză, unul, adică una, căutându-și poziția. Da, numai că a patra persoană nu e o persoană oarecare. E Viorica Dăncilă. Iar când spui Viorica Dăncilă, dând videle, pac, începe distracția. Și uite cum a ieșit din nimic un festival de glume pe internet. Niște malițioși, doamna Dăncilă, nu puneți la inimă. Da, odată ce ai ajuns în acest punct, ca politician, ești praf. Practic e imposibil să o mai iei în serios pe această doamnă. Și stați că n-am terminat. Cineva a descoperit azi pe canalul de YouTube al guvernului o scenă din luna martie cu Viorica Dăncilă și ambasadoarea Franței. Cele două discută, parlesc acolo, zâmbesc, dar e o mică problemă. Stați, calmați-vă, nu umblați la sonor. V-am zis că e o mică problemă. Da, problema era sonorul. N-are sonor. Deci nu putem auzi în ce limbă vorbește doamna Dăncilă. Română, English, marșe du tramvai, vorba doamnei Olguța. Oare cei de la guvern au scos intenționat sunetul ca să nu auzim pe doamna premier? Sau e o simplă eroare tehnică? Iar doamna premier vorbește franceza la perfecție, da? Deci o bârfim degeaba. Da, sigur, e și asta o variantă. Dar o crede cineva cu adevărat? A? Ăla eu. Ce oameni, bă, ce oameni. Cred că nici Dăncilă nu crede în această variantă. Ia spuneți, doamnă, spuneți ceva, orice. Dar de ce faptul că în mod sigur există salarii pentru pensii și salarii? Asta zic, doamnă, și eu de când a început acest scandal, sunteți genială. Din salarii plătim și pensii și salarii. Dă-le încolo, că și așa sunt prea mari salariile astea. Auzi, mă, auzi? În mod sigur există salarii pentru pensii și salarii. Spuneți, doamnă, da, vă întreabă reporterul. Doamna Dăncilă, există bani pentru pensii și salarii? Da, un simplu da era suficient în cazul dumneavoastră. Și era imposibil să vă încurcați în două litere. Imposibil. Deși... Și a venit iar perioada aia săptămânii în care se discută despre legile justiției. Ne-a exasperat Ciordache? Eu nu mai pot, serios, să mă împuște cineva. Cred că o să ne fluture legile justiției pe la nas până când ne plictisim de ele și zicem: știi ce, mă? Știi ce, mă, Ciordache? Ia-le și fă ce vrei cu ele. Nu le mai contestăm, nu mai ieșim în stradă. Doar o singură chestie vrem: să nu te mai vedem la față, Ciordache. Ne-am înțeles? Alte întrebări. Da, plenul Senatului tocmai a adoptat statutul magistraților cu o majoritate clară, dar din nou sunt probleme. Prea au fușerit toată procedura, de parcă s-ar grăbi undeva. Pare că gata, dacă nu adoptăm acum legile justiției, rămânem fără legi și vor ajunge magistrații să umble disperați fără statut prin gări de provincie ca o mamă care și-a pierdut pruncul. Stați, mă, să mai așteptăm puțin, că poate mai au și alte instituții ceva de spus. Opoziția a votat împotrivă și a acuzat PSD și ALDE că nu au așteptat pronunțarea Comisiei de la Veneția în privința legilor justiției, lucru cerut de aproape 1000 de magistrați. Mai stăm acum să așteptăm pronunțarea Comisiei de la Veneția. Noi stăm după ea. Trăim în secolul vitezei, iar Ciordache se știe, e un tip foarte, foarte activ. Domne, vrea mereu ceva nou. Altă întrebare dacă aveți. Acum, de exemplu, se pare că lui Ciordache i-a luat mințile sportul, ci că de la o vreme numai la sport se gândește. Abia așteaptă să treacă legile justiției prin Parlament ca să facă o partidă de rugby cu băieții. Este ca în rugby. Știi cum e în rugby? În rugby, cine are mingea, o protejează. Așa facem și noi. Ca în rugby, avem o lege pe care trebuie să o protejăm și să o trimitem ca președintele să o promulge. Bă, vă spun, e groasă. Dacă l-a cuprins pe Ciordache febra ruibiului, acum toate procedurile din acest sport i se vor părea legitime. O să împingă pe holurile Parlamentului senatoare de la USR și o să le spună: ce vreți, doamnă, ce vreți, a? E ca în ruibii, dacă nu suportați un duel umăr la umăr mai bărbătesc, de ce ați mai intrat în teren? Că vă dau acum un ștanf de nu vă vedeți.
Ia să ne mai relaxăm și noi puțin, domne, că prea multă încrâncenare, prea... Pe următorul personaj nu-l cunoașteți, n-aveți de unde, nici măcar nu contează cum îl cheamă. Important e că-i prefectul județului Constanța și că abia citește de pe o foaie. Context, în data de 21 mai, de ziua Sfinților Constantin și Elena, a fost și ziua orașului Constanța. S-au organizat defilări, festivități, pupături pe obraj, pupături de mâini, pupături în fund și tot așa. La un moment dat urcă la microfon, cum spuneam, prefectul județului Constanța. Maestre, ia-o de aici! Bună ziua! Sfinții împărați Constantin și Elena, aici și-au petrecut ultimii ani ai vieții marele poet latin Ovidiu, care a consemnat în operele sale prețioase informații despre viața și obiceiuri geților. În fiecare an, prin sărbătorirea zilei Constanței, marcăm un moment al bucuriei și al mândriei că suntem locuitorii acestui tărâm încărcat de istorie. Doamne, ăsta e prefectul Constanței? Serios, a fost condiție la concurs să fie analfabet? Ce mândrețe de prost! Deci domnul prefect, da? Adică așa cum se spune, reprezentantul guvernului în teritoriu. Doamna Dăncilă, cred că sunteți atât de mândră de el, nu? Cum citea el de pe hârtiuța aia împiedicat, așa, ca la carte. Mă rog, poate avea și emoții, că era totuși ziua orașului. Deși, boss, nu era mai simplu să iei o sticlă de vin pentru sărbătorit, puneai și un buchet de flori și gata, scăpai de obligații. Dar nu, frate, ei trebuie să vorbească, să spună ceva, să fie creativi. Constanța, cunoscută ca una dintre cele mai înfloritoare cetăți de la malul pontului Euxin, Dobrogea este un tărâm al contrastelor, al mozaicului cultural, un exemplu de conviețuire între etnii. Odată cu revenirea Dobrogei la România, după 1880, apare denumirea de Constanța. Orașul va deveni principalul port al statului român, fiind în prezent unul dintre cele mai importante și moderne porturi la nivel european. Doamna Dăncilă, e fratele dumneavoastră acest băiat? Mamă, la clasa 1 copiii citesc mai cursiv. Am dat o căutare pe Google cu aceste formule, cu cele mai înfloritoare cetăți, cu tărâm al contrastelor, cu mozaic cultural. Ei bine, da, sunt copiate de pe net. Practic, discursul prefectului este o compilație de informații din istorie și economie, plus 2-3 piruete de-astea stilistice luate cu copy-paste de pe internet. Ce-o fi zis prefectul? Lăsă-mă că nu se prinde nimeni. Iar dacă îi pun un titlu inteligent și o copertă de-aia groasă cu scris auriu, îmi iau și doctoratul cu această lucrare, cu acest mozaic cultural. Nimă! Aoleo, băi, mai ușor, băi, ușor, gata, liniște. Vino mai încoace. Ludovic Orban a țipit în timpul unei dezbateri. A obosit, mă, ce? Când la parchet, când pe afară, când la luptă cu puterea, când la muncă, la job-ul ăla secret, nici nu-i de mirare. Of, of, dacă n-a avut și el grijă să-și ia un loc în Parlament, doarme pe unde apucă săracul. Implicarea locală a profesorilor, vorbim de la profesori, de la părinți, de la inspectorate, care au un rol extrem de important. Educația nu pare să fie un subiect extrem de provocator pentru liderul liberal Ludovic Orban. Cel puțin asta reiese din imaginile în care a fost surprins dormind la o conferință pe tema problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc. Băi, n-auzi, scoală! Ludovic a adormit la o dezbatere pe tema educației. Dacă vorbea un Liviu Pop, un Remus Pricopie, un Valentin Popa, atunci da, era mai frumos, mai antrenant, băgau băieții niște glume, o pamblică ceva, da, așa, cu implicarea locală a profesorilor cu astea. Hai cum, mă, te întorci pe partea cealaltă. Dezbaterea a fost focusată în special pe dezvoltarea învățământului profesional. Dacă vă simțiți mai odihnit după dezbatere? Asta vi s-a părut dumneavoastră. M-am văzut pe cameră. Am fost foarte atent la toată dezbaterea. A fost, măi, atentule el. Focusat a fost Ludovic.
ce să zică și el? Bine că nu s-a enervat mai tare cum face în ultima vreme. Domnul Orban, nu e cazul să vă ambalați, domne. Să știți că nu-i foarte rău dacă adormiți așa în mijlocul oamenilor. Ba dimpotrivă, s-ar putea să vă mai crească puțin cota. Iar dacă începeți să vorbiți și engleză cu mâinile, ca știm noi cine, o să vă știe din ce în ce mai multă lume. Here we have the finance minister, the father and mother of... A, dar uite-l că s-a trezit. Domnul Orban azi ajunge la parchet. La parchetul general, nu la DNA. Atenție! L-au chemat de vreme odihnit să fie în formă. Intră omul, iese după un timp. Toată lumea a crezut că a fost convocat în problema trădării de țară, cu Dăncilă, cu Dragnea, cu ăștia. Când colo... Este o sesizare care nu mă privește pe mine. Am avut opțiunea de... a fi parte vătămată, calitatea procesuală de parte vătămată într-o sesizare pe care am declinat-o. Nu vă dau detalii, o sesizare depusă împotriva unui procuror. Dacă aș fi vrut să mă constitui parte vătămată, aș fi depus eu sesizare. Ah, ce frumos! N-a vrut, mă! I-a fost milă de bietul procuror, nu-mi dau seama. Probabil e vorba de procurorul DNA care a lucrat în dosarul ăla în care a fost el achitat. Celebrul dosar care l-a scos din campania pentru primăria Capitalei. Doar că Orban e foarte... foarte prietenos cu DNA-ul, chiar suspect de prietenos. Domnul Orban, poate ne spuneți într-o zi secretul dumneavoastră? Ați venit să-mi puneți întrebări, v-am răspuns la această întrebare. Atunci când interese fundamentale, mă lăsați, puneți-mi, vă rog, întrebări legate de alt subiect. E, nu vrea, vă dați seama, el nu discută decât despre ce vrea el, nu-i face nimeni agenda, să fie clar. Parcă-l văd cum a intrat el acolo la parchet, un procuror i-a explicat despre ce e vorba, de ce l-au chemat, iar Orban l-a luat așa, cum știe el, domne, direct pe șiret. Băi, m-ai chemat să-mi pui întrebări? Hai caută alt subiect, da? Încă o felie din ce se vrea a fi tortul aniversar al României Mari, dar care se dovedește a fi coliva unei românii foarte mici, meschine, rămasă la discreția politicienilor și a preoților. Bătrân lăsați în urmă de copiii plecați la muncă în străinătate, un preot cu Maserati, politicieni veniți de la București să li se cânte la mulți ani. Și mulți, foarte mulți oameni bătrâni, mulți oameni cărora li se aruncă un mic șobere, iar apoi li se cere să spună să rămână. Înainte de a-i condamna pe cei care nu au, pe cei care sunt în vârstă, pe cei care n-au școală, înainte de toate acestea, ar fi bine să-i și înțelegem. Urmărim un reportaj al colegilor de la recorder.ro despre România pe care cei mai mulți pun ștampila urii. Mulțumim autorităților, mulțumim domnului ministru care și-a făcut timp să vină în comuna noastră și, domnule ministru, vă încredințăm că avem o comună cu oameni cu minți, cu oameni credincioși, cu oameni gospodari, așa cum vă spuneam mai devreme. Dragilor, nu în ultimul timp, mulțumim și domnului primar, care ne-a învățat și de fiecare dată ne răsfață cu o sărbătoare atât de frumoasă. Onorăm noi prezența copiilor. Copiii sunt plecați în străinătate, a rămas noi bătrânii proști aici, să ne chinuim. Toți copiii sunt plecați în străinătate. Doi ani și amândoi, a lăsat după muncă, după bani. Țara mea de flori de mai, și Ardeal și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Ne pare bine cu apucate, e mice, Cicu, e Cola, e de toate, ne dă primarul, ne dă domnul ministru, toți. Bravo! Ducem la vot, așa venim și aici. Trăiți 1000 de ani în partea mea, 1000 de ani în partea lui Oaie. Oaie mă cheamă pe mine, Oaie. Oaie vă cheamă. Domn ministru, să aveți, să aveți viață fericită. Doamne, bine ați venit, domnule ministru. Doamne, aveți să trăiți. Doamne ajută. Bine ați venit, Doamne ajută. Doamne, oamenii vă așteptau cu toată dragostea. Am venit cu preot. Da, 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 da. Uite, părinte,
Nici că e rând. Suntem bine. Să sperăm că scările sunt de urcat ale comunei noastre, de aici pe aici. Fie și mai bine. Păi de lumea care vrea contradicții, găsește nod în papură. Intru direct în subiect că e prea tare. Deputatul PSD Eugen Nicolicea susține că parlamentarii care transmit live pe net din ședințe sunt în stare de incompatibilitate pentru că... Da, nu, lasă, mai bine să-l auziți pe el. Vom urmări împreună câteva fragmente dintr-o transmisie a deputatului USR Stelian Ion. Un live din Comisia Juridică. Aolo, domnul Nicolicea, sper că nu comitem și noi privitorii o ilegalitate, da? Mi se pare sau faceți din nou pe reporterul freelancer. Zic, văd acolo scule aia de acolo. Bine, știți că vă pune în stare de incompatibilitate. Nu îmi fac nicio problemă. Bine, mulțumesc frumos. Chiar vă rog. Așa, o să rezolvăm și problema acesta. Oh, nici nu sună amenințare, nu? Ați auzit, da? Transmit pe Facebook din Parlament, ești în ilegalitate. Da, da, ce vă uitați așa? Ce nu e clar, domnule? Nu înțelegeți de unde vine starea de incompatibilitate, nu? E, vedeți, n-ai cu cine, nea Nicolicea, ăsta e nivelul. Eu zic să mergeți la facultate, băi, ca domnul Nicolicea. Poate veți pricepe și voi. Bun, eu deci pe LX209 am încheiat subiectul și diversiunea, o să rezolvăm. Bun, numai, am încheiat, deci am înțeles că dumneavoastră făceați această declarație pentru propriul post... Așa, ca să luați folose materiale care constau în like-uri. Așa. Și care se vor transforma după aia în voturi ca la alții, da? Da, de unde și vorba? Un like, un vot. Repet, nu sunt scene din filmele alea cu Dem Rădulescu și Jean Constantin, din BD-uri, ci din Parlament. Ce avem noi aici? Avem niște like-uri, da? Eu zic să le confiscați like-urile, domnul Nicolicea. Și sculele alea nenorocite, mama lor de useriști. Că ei sunt cu transmisiile astea, useriștii, da. Ei sunt infractorii. Da, gata, până aici le-a fost. Vine Nicolicea și harșt macaroana foloaselor necuvenite. E o amenințare? Ce spuneți dumneavoastră acum? Auzi, deja am trecut la singular, că văd că faci glume proaste. Traducem și mie ce înseamnă amenințare și care traduni. Dintre vorbele mele au fost amenințări. Tradumi, nu traducem. Auzi, tradumi. Să vă traduc. Ok, deci nu cunoști, vorbești. Președinte, vorbește aiurea. Traducem, băi, așa se zice corect, fraiere de la USR-ul. Dacă n-ai făcut dreptul la drobeta la distanță, n-ai de unde să știi. Da. Deci nu, domnul Nicolicea, ei transmit ca să vedem și noi ce se mai întâmplă pe acolo, ca să vedem cât de tâmpiți sunt cei care ne conduc. Sigur că uneori mai exagerează, mai dau cu buta în baltă, dar în rest nu pricep unde e problema. De când e transparența asta o problemă? Dă-ți mă pene, transmiteți tot, nu vă uitați la Nicolicea. Așa, preventiv, aveți și voi grijă să treceți like-urile alea în declarația de avere. Sau vorbiți cu privitorii să nu mai dea like. Și foloasele necuvenite, gata, au dispărut. Sau altă idee, zic să propuneți un prag de like-uri. Ai luat, să zicem, sub 200.000 de like-uri? La revedere, pa, puiu, nu e nicio problemă. Vorbiți cu Iordache, vă arată el cum se face. Mhm. Ha, săracul Liviu Pop, mă gândeam, cred că se perpelește groaznic în perioada asta. Nu știe cum să scape bietul de el din cușca internetului și să defileze iar prin fața noastră în toată splendoarea gafelor. Mai postează câte o chestie tâmpită, dar tot nu-l bagă lumea în seamă așa cum ar vrea el. Doamna Viorica îi folosește toate mișcările de agramat și captează toată atenția. Dar iată că acum... are și Popică o bucurie, în sfârșit. A fost adoptată în Camera Deputaților legea manualului, prin care elevii vor învăța din cărți scoase de o singură editură, a Ministerului Educației. Scrie Pop pe Facebook.
Adio, barona manualelor! Legea manualului școlar a fost votată în plenul Senatului. Mulțumesc tuturor pentru implicare. Așteptăm promulgarea acesteia de către președintele României. Numai aici n-aveam baroni, la manualele școlare. Sper că Livache ăsta mai mic știe despre ce vorbește și nu se referă la baronii din manualele de istorie. Dar oare cum și-au împărțit domeniile acești baroni ai manualelor? A? Există un baron de chimie, unul de geografie și unul de matematică? Eu tare aș vrea să văd cine-i baron de limba română. Oare vorbește corect sau e și el ca Liviu Pop? Cer anticipat scuze pentru greșelile pe care le-am făcut. Mă rog, am scăpat noi de baronii manualelor, rămâne să facă manualele agreate de Ministerul Educației, chiar editura Ministerului. O să avem cum ar veni un singur baron al manualelor, dar un baron analfabet. Am folosit cuvântul pamblică. Mai multe de 50% din comunitățile din Moldova folosesc cuvântul pamblică. Da, problema nu e neapărat că o să avem un singur manual. E și asta o problemă, dar nu e cea mai mare. Trist e că nu prea inspiră încredere instituția care a rămas să scoată manualele. Cei drept nu o să fie un manual unic, ci câte 3 la fiecare materie, toate scoase la editura didactică și pedagogică. Tot e puțin, tot nu e bun principiul, pentru că descurajează abordările mai îndrăznețe și, deci, inovatoare. Probabil că Liviu Pop a sporit totuși numărul de manuale ca să acopere toate posibilele forme ale cuvântului genunchi. Se mai zice și genunche și genunchi, în funcție de manualul pe care l-ai nimerit. Ah, a venit căldura și odată cu ea mirosurile, în special cele din mijloacele de transport. Răzvan Anghelescu le-a spus oamenilor lui că vor fi amendați de poliție cei care sunt prinși mirosind la transpirație. Chiar, care e unitatea de măsură a transpirației? Vax populi. E o propunere deocamdată, o lege din aceasta în care cei care umblă transpirați pe stradă să fie amendați. Ca în felul ăsta să ne civilizăm și noi. Nu știu, vi se pare o idee bună, o lege bună? Nu, poate omul e transpirat că e bolnav, nu neapărat că se spală sau nu se spală. Trecem de cazurile astea, să zicem că nu e bolnav. Cum vi se pare ideea? Ne-ar ajuta la ceva dacă aceștia ar fi amendați, cei care merg transpirați pe stradă? Chiar nu. Mi se pare așa, la prima aparență, fără să meditez asupra situației, cred că este un lucru bun. Ne-am civilizat, spuneți, am fi și noi mai curați, mai spălați. Da, da, am fi mai curați. Ar trebui amendați cei care miroase transpirație pe stradă? Eu nu cred. Nu credeți. Mi se pare prea exagerată măsura. Trebuie să meargă să spele. Să se spele? Da. Dar cum putem să-i facem, dacă nu cu amendă? Prin inițiative, prin vorbe bune, prin proiecte. Mi se pare prea mult, nu? Să le dăm o amendă? Sigur că da. Pe stradă aici, când mergem să ne plimbăm, un autobuz? Păi și în autobuz, dacă n-ai aer condiționat și n-ai nimica și nu transpire el, nu transpire. Eu vă întreb, nu vă cert. Dumneavoastră, cum spuneți, trebuie amendat sau nu trebuie amendat? Nu trebuie să amendați. Ați întâlnit? Nu. Să se spele. Să-i convingem așa. Să se spele, să pună mâna. Fiecare. Ați întâlnit oameni pe stradă care mai miros a transpirație? Ba da, cum să nu. Le-a spus vreodată, le-a arătat atenția? Ba da, nu ne-a zis. Fără să pun peste spele, nu există apă. Igienic ar trebui ca să facă ceva în genul ăsta. Credeți că niște amenzi, nu știu, ne-ar face mai responsabili? Amenzi nu cred. Amenzi nu. Dar cum credeți că se poate rezolva problema? Așa, din bun simț, să le atragă atenția, poate, dar în rest cu altceva nu cred că... E prea mult să le dea amendă? O sancțiune, ceva? E prea mult pentru lucrul ăsta? Prea mult nu, dar nu înțeleg pe ce bază. Amenda asta are rolul ei? Asta nu fie nici prea mare, știți de ce? Da. Pentru că în România se face banii greu, așa, și unii... Cam cât să plătim dacă ne prinde poliția pe stradă nespălată? În 50 de lei. Cred că este, cred că până în 50 de lei este... Fără amendă, credeți că ne descurcăm în domeniul ăsta? Depinde de educația care au primit-o oamenii. Dacă să spunem că s-ar aplica o amendă, ne-ar ajuta, ne-ar face mai responsabili? Ne-am spălat dacă ne-ar amenda? Nu ne ajută că românul tot fumează, aruncă țigarea, gunoiul tot. Asta ce un efect amenda? Poate după noi, după alte... A treia... Generații. Două, trei generații să se schimbe. Fie și ca afară și la noi. Nu vi se pare normal să fie amendați cei care sunt transpirați pe stradă? Cum să? Adică cum sunt eu?
Care sunt care mirosa a transpirație pe stradă, zic, nu. Așa. Să fim și noi mai, să ne spălăm, să ne civilizeze într-un fel. Așa, da, dar să-i amendați de unde e de bani? Trebuie să spune că românii, domne, au o problemă cu igiena, nu prea se spală ei așa de fiecare dată, că nu ne cumpărăm săpun. Nu știu, credeți că așa este? Sau suntem acolo? Nu cred, nu e adevărat. Asta vreau să vă întreb. Care este unitatea de măsură a transpirației? Curățenia. Asta este? Păi da. Dumneavoastră cum spuneți? Unitatea de măsură a transpirației este? Curățenie, spălatul și atât.